Vaccinarea anticovid a adus cu sine nenumărate întrebări cu privire la categoriile de bolnavi care se pot imuniza. Sunt persoane care suferă de boli incurabile și care au nevoie de acest vaccin, după cum susțin medicii specialiști. Printre cei mai predispuși la infectarea cu virusul SARS-CoV-2 sunt bolnavii de cancer. Medicii le recomandă acestora să se vaccineze pentru a evita alte complicații ale stării de sănătate. Persoanele bolnave de cancer sunt cele mai vulnerabile, iar medicii oncologi îndeamnă să se vaccineze. După luni întregi de stres privind riscul unei posibile infectări cu virusul SARS-CoV-2, acum există șansa ca viața să revină la normal. Oamenii au fost supuși unui stres foarte mare, unei anxietăți mari datorită acestei pandemii și acum unora le este greu să înțeleagă că s-a descoperit acest vaccin. Și li se pare probabil prea repede, reacțiile adverse de asemenea nu trebuie trecute cu vederea și trebuie să luăm în considerare că ele există, deci decizia aparține fiecăruia. Credeți că în datele adverse se pot regăsi și reacții pe bază psihică? Nu neapărat aș spune treaba aceasta, dar cred că acest vaccin va veni și cu o stare de anxietate, pentru că nu o să putem să cunoaștem foarte, foarte clar toate reacțiile. Dar pe bază psihică nu cred că se pune vreo problemă de a avea vreo reacție adversă. Persoanele cu boli oncologice sunt îndemnate de medicii specialiști să se vaccineze. Pentru imunitatea lor este importantă doza de anticorp, dar și menținerea acestora cât mai mult în organism. Pacienții oncologici în sine sunt la risc crescut de a face forme simptomatologice foarte grave în caz de COVID. Și pentru motivul ăsta chiar recomandăm să se facă acest vaccin pentru ca cumva să nu mai prindă boala. Din cauza asta chiar recomandăm să facă acest vaccin. Ca reacții adverse, știm cele care sunt, la nivel internațional. Deci n-ar fi probleme. Până acum nu sunt reacții adverse foarte puternice pentru ei. Deci chiar se recomandă foarte bine să facă acest vaccin. Bolnavii de cancer se vor putea vaccina în etapa a doua a campaniei.